Cele mai recente semnale care vin din teritoriul ne spun că oamenii vor să știe, vor să afle și vor să aleagă în cunoștință de cauză. Noi, liberalii, vom ține cont de faptul că oamenii nu uită. Botoșenii știu cum a fost în perioada 2004-2012. Au trecut 4 ani, iar puterea comparației a decantat deja deciziile oamenilor. Asta nu înseamnă că ni se cuvine. Asta nu înseamnă că suntem posesorii de facto ai soluțiilor perfecte. Dar asta înseamnă că este momentul ca modelul de politică locală să fie unul participativ. Voi declanșa imediat după alegerile locale și după câștigarea alegerilor locale un model de management urban care să devină referențial pentru bunele practici urbane din România. Nouă liberalilor, ne plac oamenii. Acesta este motivul pentru care ei vor fi invitați să-și conducă orașul, să participe în mod real la luarea deciziilor. Vom inaugura